Foaierul teatrului a fost gazda evenimentului organizat de reprezentanții firmelor din domeniul medical și farmaceutic. Medicii și asistenții medicali din Oltenia au participat la workshop-uri tematice și au aflat noutățile medicale din sfera produselor farmaceutice. Este foarte important atât medicii cât și farmaciștii și profesioniștii din lumea medicală, din lumea sanitară, din sfera îngrijirii, cât și pacienții să fie corect informați și pe deplin informați. Veți vedea dacă veți fi alături de noi mâine în cadrul prezentării pe care o vom susține ora 10:30, prima parte a prezentării va face în mod explicit trimitere către educație, către informație și va trimite atât pacienții la medici cât și medicii să informeze corect. Chiar dacă vorbim de suplimente alimentare, este vital să se citească corect informațiile de pe eticheta suplimentelor. Există obligativitatea legală pe fiecare etichetă a fiecărui supliment alimentar să fie trecute toate ingredientele în ordine descrescătoare a cantităților pe care le conțin. Deci răspunsul este da, este important ca pacienții să se informeze, să citească cu atent și să meargă la medic să ceară sfatul medicului. Pentru pacienți este foarte important să consultăm medicul, întrucât există suplimente alimentare puse pe piață care nu au autorizație de la Ministerul Sănătății și care pot să fie, să aibă diverse urme de metale grele, de pesticide, deci ele nu sunt controlate de un laborator, notificarea lor se face pe baza rețetei, iar pacienții ar trebui să știe că abuzul de antibiotice poate să ducă la reacții adverse grave și în special poate crește rezistența germenilor. De aceea există boli care au drept cauză germeni rezistenți la antibiotice care nu se pot trata. Medicii trag un semnal de alarmă asupra obiceiului periculos al pacienților de a recurge la automedicație și îi sfătuiesc pe aceștia să meargă la un consult de specialitate pentru diagnosticarea afecțiunilor și tratarea corectă a acestora.